Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să ne întâlnim. Am plănuit încă de un an să fac acest eveniment. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor din jurul meu, am și reușit. După cum vedeți, am organizat și am făcut pentru dumneavoastră astăzi curtea bănățeană. Dacă data trecută la întâlnirea seniorilor am avut soba bănățeană, astăzi avem curtea bănățeană. Avem un număr de programe artistice diferite, pe care sperăm că le veți urmări cu plăcere. Ca să vă spun despre acest proiect pe scurt și îl invit și pe domnul primar aici alături de mine, dacă vrea să spună și el câteva cuvinte. 250 de ani de la atestarea istorică a Pustinișului, atâtea generații de oameni care au contribuit la clădirea acestui sat, atât fizic cât și moral. 250 de ani de la prima testare, de când satul era împărțit în trei microașezări, Orec, Falus, Archezmu și unde se află acum satul Pustiniș. Prin programul nostru vrem să sărbătorim această ocazie și să ne gândim și la cei care nu mai sunt astăzi printre noi, cei cu care acest sat s-a ridicat, cu cei mici, vom începe cu cei mici, cu cei mai mari și cu cei mai și cei mai mari. Avem un program pentru toată lumea. Sper să vă placă, sper să vă bucurați. Mi-aș dori ca copiii să nu mai stea aici unde am pus căpânia asta și să fie cu mine, să asculte, să ne uităm în liniște la copii, mai ales la cei de la grădiniță. Îl invit și pe domnul primar, Vorianu Gabriel, să spună câteva cuvinte, pentru că și data trecută la întâlnirea seniorilor a luat cuvântul și a făcut un discurs frumos. Bună ziua, dragii mei! Nu eram un program pentru că a luat cuvântul, la fel ca și dumneavoastră, sunt un simplu invitat. Mă bucur pentru tot ceea ce văd aici. Vreau să vă mulțumesc tuturor pustinișenilor că sunteți alături de noi și dovediți că apreciați trecutul nostru, iubiți Pustinișul și sărbătorim împreună împlinirea 250 de ani de la prima atestare a satului. Vreau să mulțumesc vecinilor care, nu vine să cred, formații de dansuri din satele învecinate care sunt alături de noi și care apreciază această sărbătoare, sărbătoare pentru noi și cred că și pentru ei. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în buna organizare, nu în ultimul rând lui Virgil, pentru că lui se datorează totul și îi mulțumim. Vreau să-i mulțumesc și pentru domnului primar. Îi dorim multe mandate în fruntea comunei noastre. Și să începem programul cu cei mai mici, o să invităm grădinița, program normal, Pustiniș. Oh.
Sat cu oameni gospodari, bănățeni, suflete mari,
Pe oriunde ai umbla, sat ca pustinii și n-ai afla, unde fete și fișori își petrec sărbători. Satul meu e satul meu, unde tot omul e bun. Mulțumim frumos, grădinițe, cu program bărbat în finiș. Deși nu știa, doamna educătoare va veni la scenă. Doamna educătoare, vă rog frumos să veniți să ne vadă toată lumea. Nu știa, pentru că am luat-o prin surprindere. O diplomă pentru copilașii pe care i-ați văzut, pentru că merită, o diplomă pentru promovarea tradițiilor și obiceiilor folclorice locale. Pentru copilași, în special pentru doamna educatoare, pentru că și eu știu și dumneavoastră știți cât de mult își dă interesul pentru copilașii voștri, poate prea mult, deși prea mult nu este niciodată puțin. Este foarte mult ca un om să-și dea mai mult decât pentru copiii lui, sau la fel ca pentru copiii lui. O diplomă de excelență pentru că contribuie la educarea și la formarea generațiilor de preșcolari din satul Pustiniș și la promovarea folclorului și tradițiilor românești locale. N-am făcut repetiții la cămin niciodată, deci ne scuzați pentru greșeli. Suntem mici, pe viitor să sperăm că vom face mai bine. Mulțumim foarte mult! În continuare vom vedea o tânără domnișoară, pot să-i spun, pentru că este elev în clasa 5-a la Liceul de Artă Ion Vidu, la Vioară. Este strănepoata lui Shine Ghiță, pe care, din păcate, l-am pierdut cu puțin timp în urmă. Este strănepoata lui Emil Shine, care a învățat, a crescut aici în satul nostru și a urmat să devină o mare personalitate a satului, un scriitor, poet, umorist. În aplauzele dumneavoastră, Oltean Crăciunescu Daria, care ne va și interpreta în memoria străbunicului ei, străunchiului ei, o poezie din repertoriul lui. Dacă, de milșe, dacă n-ar fi vântul vânt, n-ar fi viață pe pământ. Dacă n-ar fi ploaia ploaie, n-am avea pe drum năroaie. Dacă n-ar fi roa deasă, nici arba mai mădăsoasă. Fără lună, fără stele, am petrece zile grele. Fără cântecul de mamă, am trăit numai în teamă. Iar fără copilărie, n-am ști ce bucurie. Fără vânt și fără ploi, nu știm nimic de noi. Dacă toate nu le știm, nu știu pentru ce trăim. Thank you.
Ați auzit un joc târănesc pe care l-a interpretat Daria și vă spun că a trecut la examenul de la clasa 5-a cu brio cu acest joc. Urmează să fie clasa 5-a la Liceul de Artă. Ion Vidu, am o diplomă pentru tine, pentru tot ceea ce faci și să duci mai departe numele bunicilor și străbunicilor tăi cu mândrie, pentru că au plecat de aici de la Pustiniș și au fost o familie bine văzută în sat. Mulțumim frumos! Vreau să vă spun, am amenajat acest colț cu costume populare din colecția mea și din colecțiile pe care le-am găsit în sat. Am mai auzit vorbe, că s-ar spune că la Pustiniș nu există costume populare. Ba da, vă spun eu că există și le-am căutat eu și le-am găsit acolo bine ascunse. Avem aici un costum de 100 de ani, aparține familiei Lăboșan, pe care mulțumesc Laurei că mi l-am împrumutat și tot timpul când apelez la ea, niciodată nu spune nu, de la străbunica ei, cu sul de mână și în război. Aici avem o cămașă populară, aproximativ 50 de ani, din colecția de costume personală și fețe de masă, peșchire, avem și o poneavă de la Uina Creții. După cum ați observat, am făcut curtea bănățeană, n-am mai făcut stoba, cu gard, cu coasă, pentru că este anotimpul fânului. Am pus și puțin fân ca să reflecte munca țăranului de la Pustiniș și nu numai de la Pustiniș, din toată zona. Sunt foarte mândru că am reușit să adun, să spun așa, fosta comună Uivar și CNI-ul. Sunt mândru pentru că mă leagă amintiri de aceste sate. Mi-aduc aminte cu drag când mergeam la Otele, la Mentă, cu bunicul meu la tăiat de fân, sau cum mergeam către Martinu Maghiar, sau cum mergeam către Uivar. Amintiri de care mă leagă... Melisa! Am o copilărie foarte frumoasă și bogată în amintiri de genul. Vreau să unesc comunitatea, vreau să demonstrăm că suntem uniți. Mă bucur că sunteți aici, într-un număr așa mare și sper să aveți răbdare în continuare. Mai avem program destul pentru fiecare parte. O să-i las pe școala primară de la Pustiniș să vă prezinte și ei două, trei poezioare și jocul pe care l-au și o mică scenetă. Bună ziua tuturor! Bună ziua, domnilor! Dacă nu vă supărați, am venit și eu la Civan, un recadul care l-am pus și eu pe țitor, pe tine ca să ne sol. Și să vezi, nu-i nimeni casă.
O fugi cu altul mai prăpăcit. M-am făcut de mirul lumii, să râdă mine și câmii. Și toți oamenii din sat, vezi, s-o trăbuit în surat. Știți, n-aveți abar, dar e greu să fii școlar. Și vă dau cuvântul meu, uneori e tare greu. Dar nu școala mă apasă, ci profesorii de acasă. Când gândesc orice mișcare, mama, tata, bunul mare. Tanti Pușa, unchiul Gică, nenea Tanche și o pisică. Și de atâția nu mai poți niciun cuvințel să scoți. Mama spune să mănânc, tata-mi spune să mă culc. Tanti din Pușa să citesc, unchiul Gică să mai cresc. Mama, fără febe să nu vin, tata, primul clasă vreau să fiu. Vezi să nu mai scrii cu pete, să nu rup foi din caiete. Mătușa, nu uite cartea acasă, tata, stai frumos cum stai la masă. Când de lecții să mă apuc, ceas de ceas de vin năuc. Cât la masă de în cap, tot mă zic că e la cap. Of, of, vai de mine, mai întâi să ascult de cine. Știu că ce zic tot e bine, dar uitați-vă la mine. Am crescut, dar dosul mic nu mă credeți un venit. Frizeriță pot fi eu, dar ce-și dai visul meu? Blond să o fac și atentă, cu o afeză pentru scenă. Să-mi iubim câte un băgat, la
fostului primare Pustiniști, pot să invit pe doamna învățătoare Ghilezan Valeria, doamna Valerica, pentru că le-am pregătit și lor niște diplome și mă bucur enorm că sunt aici prezenți, mai ales că am niște amintiri pe scena asta. Ieri când am intrat în cămin, erau mesele de lemn în față, în sala mică și veneau miros de lemn. Doamna învățătoare știe că înainte mirosea lemn pentru că erau poderele. Direct m-am gândit la repetițiile de la sărbările de altă dată, pe care doamna învățătoare le făcea cu mare drag. Și vă spun, sunt niște amintiri prețioase. Am pregătit niște diplome pentru toate cele trei învățătoare ale școlii Pustiniști, în frunte cu doamna învățătoare Ghilezan Valerica. Să le mulțumim pentru promovarea tradițiilor și păstrarea obiceiurilor românești, pentru avem o diplomă și pentru elevii școlii primare, cei care au dat asta și ne-au spus poezii. În special vreau să-i mulțumesc doamnei învățătoare pentru că contribuie la formarea și educarea tinerilor din acest sat și a multor generații, printre care mă aflu și eu. Și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că așa a vrut și soarta asta, probabil și părinții așa au vrut să ajungem la clasa ei. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru mine, pentru toată lumea, pentru atâtea generații de copii. Vă înmânez cu drag aceste diplome. Și dacă vreți să spuneți câteva cuvinte. Mergem, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, așa este, au fost fraimuri minunate. Văd că ți-au rămas în memorie și le păstrăm toată viața. Mulțumesc numele colegilor mei și mai ales numele școlarilor care s-au străduit să pregătească câteva momente frumoase, zic, pentru dumneavoastră. Este lăudabilă inițiativa ta de a aduce în memorie originea și trecutul satului Pustiniș. Trebuie să nu uităm niciodată de unde am plecat și cine ne-au fost înaintașii și e datoria morală noastră să preluăm din tot ce a fost bun, tot ce ne-au dat ei și să ducem mai departe. Și tradițiile, câte sunt ele, puține, multe, trebuie să le facem cunoscute viitorilor, urmașilor noștri, pentru că asta este valoarea, iar eu, trăind și muncind în localitatea în care m-am născut, cred că știu foarte bine ce înseamnă să-ți încarci spiritul când pășești pe ulițele satului și când vezi tineretul și numai el și adulții adunați la asemenea reuniune. Meritul ți se datorează în primul rând ție. Mulțumesc! Tot ce faceți, vă mulțumim frumos și vreau să vă laud pentru discursul pe care l-ați avut despre înaintașii dumneavoastră, familia Zalutski, la întâlnirea seniorilor. E discurs pe care puteți să-l vedeți și dumneavoastră prin intermediul Facebook sau YouTube, cu ajutorul domnului Gheza Molnar, care ne-a ajutat, l-a și pus pe YouTube. Acolo veți găsi întreaga manifestare. Vă mulțumim frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate! Toată cariera pe care o aveți până la pensionare și după pensionare să ne întâlnim tot așa evenimente frumoase. Mulțumim frumos! Dumneavoastră, un cor pregătit de doamna profesoară Pascu Olimpia, împreună cu domnul director a venit însoțit de la școala gimnazială Uibar, un cor de fete și de băieți. Să-i primim cu aplauze! La.
care sunt, pe care l-ați avut și pe care l-ați avut, o miere la ținut, la 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 la. Și când mierea, și când mierea s-o găta, și când mierea, și când mierea s-o găta, și când mierea s-o găta, și mărunțul o lăsa, la 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 la. Frumos, corului școlii gimnaziale Uivar, și am să-l invit pe domnul director alături de mine să spună și el câteva cuvinte. Mulțumim în primul rând doamnei profesoare. Pascu Olimpia, doamna Pia, pentru că ea se ocupă la Uivar împreună cu domnul director și cu tot colectivul de acolo de educarea și de formarea atâtor generații de elevi. Mulțumim frumos, domnule director. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți o carieră lungă și îndelungată la Uivar și să mai facem așa manifestări împreună. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Bună seara! Foarte frumos programul, îmi place foarte mult și vreau să urez Pustinișului la mulți ani sănătate, prosperitate, că este ziua voastră, a comunității. Domnului Virgil, pentru program, pentru invitați din zonă și nu numai. Foarte frumos, îmi place. Copiii foarte drăguți ca de obicei. Și urez în continuare un spectacol minunat. Și tot așa să o ținem și înainte, de acum încolo. Mulțumesc! Avem surprize și pentru colectivul cu profesorilor de la școala gimnazială Uivar. Mulțumim frumos și vă mai așteptăm cu drag de fiecare dată când vom mai organiza astfel de eveniment. Mulțumim frumos! Dans ale tinerilor, un dans tigănesc pregătit de doamna lor învățătoare, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Cu două fel, 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 cu două fel
concursului școlii primare Genei și învățătoarelor, pe care vreau să felicit pentru că concursul se mai bună vreme. Activitate de învățătoare delegată la Custiniș și doamne ajută la Custiniș la Cenei, mă scuzați, acum fiind Custiniș, Custiniș la Cenei. Anul acesta mi-este și colegă, pentru că și eu predeau la școala gimnazială Cenei. O diplomă de merit pentru doamna profesoară Gheorghi Petrovici pentru contribuția la formarea și educarea generațiilor de copii din Comuna Cenei și pentru promovarea folclorului, tradițiilor românești, etniilor, pentru că doamna învățătoare face și dansuri maghiare și dansuri sârbești, și dansuri românești și dansuri țigănești. Doamne ajută, vă mulțumim pentru că ați răspuns. Doamne ajută, mulțumim să ne mai întâlnim la asemenea evenimente. Urmează, după cum am spus, grupul doamnei învățătoare Valerica, care ne vor încânta cu o piesă din Banat, o piesă dragă mie, pentru că este a doamnei mele profesoare și a colegilor, a profesoara colegilor mele pe care le veți urmări mai târziu. Le invităm alături de mine. Haideți, le împânăm microfoanele și să vedem ce o să ne ureze. Felicitări! Se pare că avem viitor cântăreț, să dea Dumnezeu să se și țină, pentru că cântecul este, din punctul meu de vedere, un leac pentru suflet. Am să vă prezint în continuare elevii mei de la clasa de muzică de la Iohannisfeld, pentru că acolo predau muzică. Am pregătit un mic cor și am și câteva talente pe care aș vrea să le urmăriți cu drag. Haideți, copii, să ne pregătim! Nu mă lăsa de urâtă, mă lăsa ca-n fost mărâtă.
și tuturor colegilor, pentru că avem un colectiv foarte frumos acolo, avem și copiii talentați și copii care învață, iar în continuare, după cum vă spuneam, câteva talente vă prezint pe Veja Daria, care ne va cânta o doină și un cântec de joc, un zoroc de aici, de la Pusta Banatului. Thank you.
Aș vrea să felicit pe Daria, sunt foarte bucuros pentru că am găsit la școala gimnazială Ionel multe talente și părinți care îi drumă spre folclor și nu numai. Să știți că facem și muzică ușoară. Astăzi am venit cu folclor pentru că azi e sărbătoare în sat și ne-am pregătit să fim mai tradiționali, dar vă promitem că o să venim și cu muzică ușoară. Am o diplomă pentru tine, Daria. Să-ți dea Dumnezeu să cânți până la 100 de ani și să ne cânți, pentru că ai cu ce să duci folclorul bănățean mai departe. Mulțumim părinților tăi pentru că își dau interesul, ai costume naționale frumoase. Dar cel mai important, ai o voce foarte frumoasă, care merită întreținută și eu știu că tu ești o fată stilitoare și așa și va fi. Mulțumim frumos și vă promit că o să mai vedeți nu numai pe scenă la Bucurii și pe multe scene. De altfel, cum o să le vedem și pe următorul interpret, care va veni alături de mine, tot din clasa 6-a, îl prezint pe Gabriel Tiuș Gabriel, care cântă și cu saxofonul, cântă și vocal. La început o să ne spună o melodie cu saxofonul. După care ne va interpreta și vocal. Pe care să știți că nici pe ea talentul n-a ocolit-o. Ne va cânta o melodie tot din Banat, fără acompaniament. Îi urăm succes și o să vorbim după ce interpretează mai multe despre ei. Care învață, care ascultați și mai ales duceți folclorul românesc mai departe.
indiferent că e din Banat, că e din Ardeal, că e din altă zonă, tot folclor este. Mulțumesc frumos, Denisa, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să cânti și de acum înainte și să ne încânti. O să ascultăm în continuare pe Gabi, care ne va cânta vocal de data aceasta. Haide, Gabi, lângă mine. I-am spus întotdeauna că el are două șanse. Una cu saxofonul și una vocal. Puține au doar o singură șansă. El are două. Dacă... Și știu, sunt ferm convins că va reuși și cu amândouă, o să fie și mai bine cu mult studiu, pentru că sunt încă copii. În formare, când vor ajunge oameni mari, vor fi, mă gândesc că vor fi celebri. Să dea Dumnezeu să fie bine. Îl las pe Gabi să vă cânte cu o melodie din Banat și mai vorbim și după. Hai, Gabi! Își dau interesul, își rup din timpul lor ca să îi ducă ba la aparatul copilor, ba la evenimente. Gabi și Daria au venit azi noapte la ora 2 de la București, unde au fost prezenți la o emisiune de la televiziunea favorită, Etno TV. Încă o să invit pe scenă pe elevii de la CDI și am să spun câteva cuvinte despre amândoi. Deci, sunt campion național la dans modern și la dans de societate, și național, și internațional. Și vreau să vă mai spun un lucru interesant. Ce medie credeți că au la școală? Isabel este clasa 8-a și Norbert este clasa 6-a. Isabel bat examenele testarea națională cu media 10 și la română și la matematică. Norbert duce la fel media 10. Deci, se poate și cu media 10, se poate și cu distracție. Sunt copiii, doamne învățătoare, Petrovici Gheorghe, pe care ați văzut-o cu clasa de la, cu școala de la CNI, cu dansul țigănești. Deci, știu că se poate și noi avem în sat copii care învață, și Ionelu și toată lumea. Am aici exemplele clare, că se o să danseze câte un dans individual, dans modern, după care, după ce vor dansa ansamblu de dansuri maghiare, vor reveni din nou pe scenă. Să-i încurajăm, să-i aplaudăm, pentru că merită. Oh,
oh my god, this girl straight and this girl not, nah. Tipsy off that piece of rock, la la la, ching-a-lang-lang, ching-a-lang-a-lang-lang, ching so tight, I can see those tracks, do your thang, bang, girl, do that thing. Și vreau să spun, este foarte lăudabil. Nu aș vrea să folosesc cuvinte care să fie prea mari sau prea mici, dar să știți că dansul nu cunoaște nici vârstă.
Muzica nu cunoaște nici vârstă, nici dansul, nu cunoaște nici frontiere. O să-i urmărim pe cei care ne vor dansa un dans maghiar din Comuna Otelec, ansamblu de dansuri maghiare din Comuna Otelec. Îi urmărim cu drag și suntem foarte bucuroși să avem, pentru că și în Pustiniș sunt maghiari, chiar jumătate din sat este făcut din maghiar, locuiesc maghiar. O să invit pe scenă alături de noi. Sincer, chiar m-am și emoționat. Felicitări! Să vă dea Dumnezeu sănătate, să faceți în continuare
ceea ce faceți, că faceți un lucru bun. Și vreau să-i vedeți ca pe un exemplu. Pentru că se poate. Sunt foarte fericit. M-am bucurat enorm când Venzi, fostul meu coleg de lucru, pentru că mi-a spus că nu mai să vorbim la pe tu, a răspuns afirmativ în numele colegilor lui. Am și o diplomă pentru păstrarea tradițiilor locale. Și vă mulțumim frumos! Aș vrea să mai veniți la noi la Pustiniș, să continuăm să colaborăm împreună. Mulțumim frumos pentru acest frumos, pentru această invitație, că am putut participa la acest frumos eveniment. Mulțumim frumos! Noi vă mulțumim că mai așteptăm la Pustiniș și încă o dată vă spun să vă dea Dumnezeu sănătate, să mai faceți, să nu vă lăsați indiferent de ce spun oamenii, de ce spune gura lumii. Nu contează ce spune lumea, contează să fim noi fericiți. Și după cum spuneam, dacă spuneam că cântecul este un leac al sufletului, să știți că și dansul este un leac al sufletului. Mulțumim frumos! Ansamblului de dansuri maghiară din Comuna Otrăi. Mulțumim frumos! Urmează corul parohiei ortodoxe al Comunei Uibar, al statului Uibar, condus de Părintele Călin. M-am bucurat enorm când ne-am văzut. M-am bucurat enorm când au răspuns afirmativ. Și-l fericit pe părinte pentru că a reușit să-i adune de la mic la mare. Să-i ascultăm cu drag.
Mulțumim frumos corului condus de domnul părinte Călin Nicolae Eftimie și soția lui, care este cadru didactic la grădinița Program Normal Uivar. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi în ceas de sărbătoare. Vă mulțumim pentru programul artistic. Vă doresc sănătate, să vă dea Dumnezeu sănătate, să continuați să faceți ceea ce faceți. Îi aveți pe cei mici pe care trebuie să-i ducem împreună mai departe. Am două diplome, unul pentru cor și unul pentru părintele, care își dă tot efortul pentru a-i aduna pe cei mici. Suntem onorați pentru faptul că putem să participăm la această sărbătoare a dumneavoastră și, deși timpul a fost unul, să zicem, scurt, le mulțumesc în primul rând copiilor care sunt minunați. În acest cor sunt și tineri din Pustiniș, pentru că corul nu este doar al Bisericii Ortodoxe din Uivar. Iarna trecută am participat la un concurs interjudețean în județ și împreună, reprezentând școala Uivar, am luat mențiune la prima participare. Efortul lor trebuie lăudat, munca lor trebuie respectată și doresc pe această cale să transmit un mesaj părinților. Un sat care nu are cultură nu este un sat. Cultura este ceea ce poate să pună în valoare orice vatră sătească. De aceea ne face o deosebită plăcere că ne aflăm aici. Mulțumim lui Dumnezeu că și noi am putut reprezenta cultural localitatea Uivar, comuna Uivar și ne bucurăm că încă există lăsat de Dumnezeu persoane care să iubească cultura și care să se jertfească cu timp și fără timp să ne ofere nouă astfel de momente de sărbătoare. Tuturor pustinișenilor, celor ce își trag rădăcinile de aici și nu se află printre noi, ci prin alte zări, Bunul Dumnezeu să ne dăruiască sănătate, putere și să nu uite de unde își au rădăcinile. Doamne ajută și petrecere frumoasă în rădăcinile. Mulțumim frumos, aș vrea să-i mulțumesc domnului părinte, deși noi suntem prieteni și am cânt în data de 20 iulie la ruga statului de la Uivar. Mulțumesc pentru invitație, ne vedem și la Uivar la rugă, cu un număr cât mai mare. După cum vă spuneam, Izabela și Norbert vor dansa un dans în pereche, să-i urmărim cu drag.
Ne mulțumim frumos! În continuare o să vedeți o mică parte din clasa de canto Ana Pacatiuș, acolo unde eu sunt elev, alături de colegele mele, pe care le invit alături de noi, Adriana Deaconu, din zona Muntenia. Simona Mureșan, din zona Ardealului. Violeta Cercu, din Banatul de Munte, de la Reșița. Și pe mine deja mă cunoașteți, când îți dai de la Pustinie, din Pusta Banatului, Virgil Popa. Și eu cu mare drag.
arătă, că la joc tine tot natur mi s-arătă. Oameni când în tot banatul hai să ne adunăm, că la joc tine tot natur mi s-arătă. Că ni-i făcim aș ca șoc, da, 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 thank you.
Fugeau și noapte și zi. Se vrea patru copii. Cu viața vreau să plătesc, să pot să le mulțumesc, Doamne. Copii care aveți părinți, iubiții nu-i părăsiți, eu fac. Că doar un singur e toatea.
să fie acest spectacol fără orizont. Au trecut 9 ani de când am exițat pe orizont, am niște amintiri memorabile, am legat prietenii, chiar pot să spun cu fetele din vechea generație. Am legat un nod care se numește familie. Pot să spun că sunt surorile mele, am plâns, am râs aici, peste 9 ani de trupa Orizont. Sper și sper să am răbdare și sper să am și copii, că degeaba am răbdare dacă am copii. Să fie mai mult ani, mai mulți ani de Orizont. Am un diplomă și pentru trupa Orizont. Vă mulțumim frumos, în continuare vom mai interpreta fiecare câte o melodie. Eu voi fi la sfârșit să pot să trag. Aia să îmi tragă suflarea, să mai am dansat, am jucat, îmi place să joc, știți că îmi place să joc, îmi place să cânt. Sperăm că v-ați bucurat, mai rămâneți alături de noi. O să invit pe colegele mele din nou alături de noi. Vom interpreta fiecare câte o melodie, după aceea voi mai vorbi câteva cuvinte. Thank you.
invitație. Și-o n-am părut, n-o mai mergat la Că la frica și-o te joacă, la 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 la
Aș fi vrut eu să recit, dar din păcate nu pot,
puțin cam grea la vorbe, nu la minor. Am un diplomă și pentru domnul fotograf, pentru domnul Chiezar. Am pregătit o studiu pentru domnul. Mă bucur mult și l-am spus, îmi găsești oameni buni pe tine, nu mai poate de lucru. Mulțumesc lui Dumnezeu că-mi trimite oameni buni alături de mine, care mă ajută și mă sprijină. Dacă se poate vreodată și eu voi, mă voi revanșa orice pot eu. Să ascultăm poezia, vă mulțumesc frumos că dea Dumnezeu să te tace, că e mai bună ca toace și să ne vedem cu tine. Să vă mulțumim frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire, să mai venim, să ne mai vedeți.